Dacă vrei să cumperi FIFA 21 sau orice alt joc la un preț super ieftin, vă recomand site-ul celor de la Eneba, unde ai extra 3% reducere dacă folosești codul VALUEHD la checkout. Linkul către promoție îl găsești în descriere. Salutare băieți, bine v-am regăsit pe un nou clip. Astăzi o să vă arăt o șmecherie, să zic așa, cu care puteți să abuzați singuri marketul. Foarte des primesc întrebarea asta deja, când vând jucătorii, să-i mai țin, mi-a picat X, îl mai țin, îl mai dau, când îl vând. Astăzi o să vă arăt o chestie, nu e ceva să zici că, vai doamne, am inventat eu roata, am văzut și eu la alții, evident, dar o să vă învăț și pe voi cum să afli singur dacă trebuie să vinzi acel jucător atunci când îți pică sau peste câteva zile, pe 6, pe 9, ca să poți să faci singur coin și să abuzezi marketul. Dacă considerați că v-a fost util acest clip, uitați-vă până la final, dar dacă considerați că v-a fost util, apăsați și voi butonul de like și evident dați și voi un subscribe la canal și distribuiți acest clip prietenilor voștri. Așa că haideți să trecem la treabă. Deci, băieți, treaba stă în felul următor. Practic, voi trebuie să înțelegeți că jocul ăsta se bazează pe niște tipare. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe Footbin, după care să căutați jucătorul pe care îl aveți voi, sau de va aplica la pachete și să-i căutați tiparul. Ideea este că, practic, jucătorii sunt împărțiți în trei categorii. Sunt jucătorii care sunt în meta, jucătorii care sunt buni doar la început, dar nu au mare potențial, și jucătorii de SBC-uri. Hai să vă dau exemplu ca să înțelegeți exact ce trebuie să faceți, pentru că primesc foarte des întrebarea asta. Bă, mi-a picat X, îl vând, îl țin, îl mai țin 3 zile, 5 zile. Ok, să presupunem că ți-a picat un jucător de mijloc, slăbuț, așa, nu chiar în meta. De exemplu, ăsta de la PSG, da? Uie. Ok, vă duceți la FIFA 20 și vă uitați pe graficul de anul trecut, da? O să vedeți că inițial a fost 4K, după care s-a dus în 9K și ea ușor, ușor a început să scadă, evident. Deci, el oricum cresc puțin, deci să scadă e imposibil, dar ca idee, nu a fost mare boom cu jucătorul ăsta. Deci nu a fost mare. Poți să-l mai ții 2-3 zile până pe 6, până moment, dar nu e ca și cum o să dai lovitura. E, dacă te bățuiesc pe jucător, dacă v-au picat carduri din astea forță, gen, nu știu, la engleză, de exemplu, da? Hai să mă duc pe 20. Aici se schimbă puțin problema. Aici e puțin mai interesant pentru că, dacă o să vă uitați, el inițial a fost 40K, bine, nu chiar în prima zi, 23, în fine, și după care, evident, datele, dacă vă uitați la dată, știți că anul trecut a fost diferit. Acum a fost pe 1, dar anul trecut pe 25, ba chiar cu Early Access, cu nebunie, în fine, cu web app pe 9, pe 25 a fost oficial. Dar dacă vă uitați, efectiv a bubuit, da? Deci inițial fusese 40, 44, 51, ba mama s-a dus până în 100, chiar mi-am aminte că luați-mi la un dat cu 126, cu 6, simți o chestie. După care a început să scadă, evident. Deci dacă aveți jucători din ăștia meta, trebuie să-i țineți neapărat. Dar ca idee, vă uitați singur pe grafic. Nu știu, hai să mai luăm un carcas. Oricum, principiul, cred că eu vreau să vă învăț principiul, nu motamo. Să dați acum, bă, mi-a picat. Nu, vă arăt principiul de funcționare. Hai să mai luăm ce car să mai luăm. Son, de exemplu, alt jucător. Am primit chiar ieri pe live un mesaj, bă, mi-a picat Son. Ce să fac? Păi să vedem ce s-a întâmplat cu Son anul trecut. Ia. Inițial. Deci a fost 200 de K pe web app, după care 400, 430, bum, 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 și a sărit în, deci profit 100, 100 de K dacă îl țineți câteva zile. Cam asta se întâmplă cu cardurile, da? Deci, la întrebarea asta, sper că am putut să vă ajut sau dacă v-au fost de folos informațiile, dați-vă un like, un subscribe dacă sunteți noi și cam aia e. Pentru că, sincer să fiu, trebuie să, înainte să vindeți jucători care sunt destul de scumpi, trebuie să vă uitați. Nimeni nu o să poată să vă zică exact, bă, fă aia, fă aia, fă aia, dar voi puteți să luați un exemplu ca să înțelegeți cum. Ok? V-am pupat și nu uitați, diseară la ora 8 ne revedem pe live. Ciao, băieți!